Medicii de familie trimit pacienții acasă. De două zile sunt probleme deoarece sistemul informatic medical e din nou în agonie. Practic nu se poate lucra normal, după cum reclamă medicii. Problema este că sistemul informatic al asigurării de sănătate este bolnav. E o boală cronică, dar acum de două zile s-a acutizat. Medicii în general și medicii de familie în special nu își pot desfășura activitatea din cauza acestui fapt. Programul nu funcționează. Asta înseamnă că noi nu putem elibera rețete, bilete de trimitere și niciun fel de documente în contract cu casa de sănătate. Pacienții noștri trebuie să ne înțeleagă. Nu este vina medicilor, nu este nici vina pacienților. Este vina sistemului că nu funcționează și nu ne lasă să lucrăm. Soluția nu ține de sistemul medical, ține de sistemul în general și ar fi ca acest sistem informatic al asigurărilor de sănătate să fie regândit, modificat și categoric. Cu toate că medicii reclamă deficiențe, Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu a anunțat nimic până în acest moment.